Părinte Epifanie, ce s-a întâmplat cu Lanaras, ereticul care a înființat mișcarea numită Biserica lui Hristos? Acum e la judecata lui Dumnezeu, copilul meu. De mulți ani a încercat să aibă o întâlnire personală cu sfinția voastră. Mi-a trimis o scrisoare, i-am răspuns, mi-a scris din nou, i-am răspuns și am pus punct. A studiat cartea sfinției voastre? Mi-a spus că s-a oprit la pagina 53, n-a mers mai departe. Mi-a mărturisit că atunci când a citit la pagina aceea afirmația cum că mai multe incoerențe, contradicții și inconsecvențe decât la la Naras nu e cu putință să aflăm la un alt eretic, fiindcă s-a simțit insultat, datoria lui morală l-a determinat să pună capăt lecturii cărții. I-am replicat că într-o carte redactată de el împotriva haliaștilor, cu titlul Haliaști și rătăcirile, nebuniile și contradicțiile, detractările și denaturările fără frică de Dumnezeu ale cărților antievanghelice, a procedat la fel. Eu respect adevărul când susțin acestea despre haliaști, în schimb, tu nu, mi-a răspuns. De acord, îi zic, dar dacă ei au procedat ca tine, oprindu-se la titlul cărții, nu vor parcurge ca să se convingă de adevărul celor susținute de tine. De ce ai formulat astfel titlul cărții? Deci era firesc să se oprească acolo și să nu meargă mai departe cu lectura. Erezia, copilul meu, pervertește mintea. De aceea spune și Sfântul Gregorie de Nisa, Părinții socotesc că greșelile de pe urma vătămării facultății raționale a Sufletului sunt cele mai grave, cele mai mari și mai dureroase. Greșelile, păcatele care nu provin din vătămarea facultății raționale a Sufletului, ci de pe urma mâniei, irascibilității și a poftei, concupiscenței, se vindecă mai ușor. Dar cele de pe urma vătămării părții raționale, adică cele legate de gândire, Ereziile, cu alte cuvinte, sunt greșeli, păcate greu de tămăduit. Ceea ce vezi tu, cu minte curată, clară, celălalt nu vedem. Vede lumina drept întuneric și întunericul ca pe lumina. În timp ce omul firesc înțelege că păcatul e păcat, însă erezia pervertește capacitatea înțelegerii. Cum o să înțeleagă el însuși că e eretic, de vreme ce capacitatea de înțelegere, criteriul său de judecată, au fost alterate, afectate. Cum o să vadă? Cum poate vedea lumina atâta timp cât este orbă? Nu e cu putin să se vadă așa ceva. De aceea trebuie să-l apuce Dumnezeu cu amândouă mâinile și să-l ridice din erezia sa. În schimb, cu ajutorul harului lui Dumnezeu, omul se ridică mai ușor din păcat decât din erezie. E foarte rară pildă pocăinței ereticilor în timp ce pilda păcătoșilor care se pocăiesc este foarte des întâlnită. Chiar dacă ai ajunge la păcatele cuvioasei Maria Egipteanca, tot vei afla pocăință. Să fie cineva asemenea lui Augustin și tot se poate pocăi. În pateric și în sinaxare avem potop de păcate și păcătoși și totuși au fost de ajuns de multe ori doar un cuvânt, o pildă, o moarte la care au fost martori, ca să-i conducă la pocăință. Pentru că am amintit de moarte, o să vă istorisesc ceva folositor din locul meu de baștină. În jurul anilor 1916-1917, cam pe atunci, dacă nu mă înșeală memoria, în Calamata, locul meu natal, trăia un tânăr pe nume Ilie Panagulakis. Era un cântăreț foarte bun, cu o voce frumoasă și își petrecea viața împreună cu alți câțiva prieteni pe trotuare și drumuri, cântând la chitară și la alte instrumente, ca să iasă fetele la ferestre. Avea și o tavernă unde se adunau toți vagabonzii din Calamata, în fața cărora se impusese ca șef. Toți oamenii neisprăviți din Calamata aveau cap pe Ilie Panagulakis. Pentru cel mai neînsemnat lucru sărea la bătaie. Era bine clădit trupește, de carte habar n-aveam. Toate iurile le scria cu un singur fel de i, cu i simplu, adică cu iota. Își petrecea viața în felul acesta, petrecere, cântece și distracție. La un moment dat a murit un prieten din cercul său. S-a dus la mormântare, la cimitir, a auzit o frază din Evanghelie, s-a mutat de la moarte la viață. Era neștiutor de carte, dar a prins totuși înțelesul. S-a mutat de la moarte la viață. Ce-o fi însemnând? Există viață după moarte? Se apropie de un epitrop de la biserică și îl întreabă Ce zicem? ce cu fraza asta pe care a rostit-o părintele? Există viață după moarte? Prin pronia lui Dumnezeu a întâlnit un epitrop evlavios care i-a dat destule lămuriri Acestei au fost de ajuns în fața priveliștii prietenului mort Văzuse puțin mai devreme cum toate se încheiaseră luase răsfârșit pentru omul acesta, cum până aici îi fusesem. N-a mai putut să trăiască. Toate se încheiaseră. Sub spectrul morții, cuvintele epitropului au aflat ecoul. S-a întors în oraș. Cimitirul se afla atunci lângă oraș, acum este aproape în oraș. Așadar, caută un magazin, ia crep negru și își îmbracă în doliu întreaga cameră, toți pereții. După ce a vândut tot ce avea la tavernă, merge la mănăstirea Velanidias, aflată cam la un ceas de calamata, se spovedește la un duhovnic bun din vremurile acelea, cu lacrimi și adâncă zdrobire de inimă și cu făgăduința că va duce din acea clipă o viață creștină adevărată. Se duce pentru câteva zile în satul său, își a rămas bun de la ai săi, se întoarce în oraș și se sălășluiește într-o peșteră din preajma orașului, cu hotărârea de a se face acolo ascet. Vestea căzu ca o bombă asupra orașului pentru că era cunoscut de toți. Cel mai bun cântăresc din Kalamata. Prietenii au socotit că și-a pierdut mințile. Nu se poate, ăsta și-a pierdut mințile, au zis ei și l-au părăsit. El însă și-a lăsat barbă și pleten S-a îmbrăcat într-o rasă veche pe care a cerut-o de la cineva și a rămas în peșteră. Mulți tineri necopți încă, atrași de pilda sa, alții din curiozitate sau nu, s-au dus să vadă ce e cu omul acesta. Mergeau și el îi învăța, dăduse peste niște sinaxare. Cu bruma sa de cunoștințe încerca să citească sinaxarele și alte cărți patristice și să-i învețe. Un prieten i-a oferit niște bani spre a construi câteva chilei, fiindcă dintre tineri mulți voiau să rămână cu el. Însă cel ce avea terenul unde se așezase el l-a alungat, s-a pus pe capul lui. Pleacă de aici, i-a zis. A plecat. Altcineva i-a oferit un loc mai mic, unde a ridicat niște chilii cu banii pe care-i primise de la prietenul înstărit. Chiliile cu pricina mai există și acum. Ușile lor sunt atât de mici, încât nu cu fața, ci numai pe o parte poate intra cineva. Și asta a făcut-o din adins, ca să nu uite că ușa raiului este îngustă. Iar chiliile aveau un metru și jumătate pe 1,82 metri. Cam așa ceva, foarte mici. Și el avea acolo o peșteră mică unde se nevoia. Cu timpul au zidit și o bisericuță unde făceau privegheri, Dintre primele roade ale acestui om a fost vrednicul de pomenire părinte, Ioil Gianacopulos. Acolo și-a făcut ucenicia. Copil fiind în vârstă de 15 ani, sărea din pat pe geam pentru că tatăl său nu lăsa și mergea la priveghirile lui Panagulachis. Pe atunci eu încă nu mă născusem, dar știu lucrurile acestea de la oameni precum părintele Ioil care i-au fost în Părintele Ioil a fost prins într-o zi, vezi bine, într-o dimineață de tatăl său, fiindcă se ducea seara pe la 11-11 jumate, 11 când se culcau toți din casă și se întorcea dimineața pe la 5 jumătate și atunci se arunca în pat îmbrăcat și l-a bătut foarte rău. Însă după ce a crescut s-a dus și a rămas cu el destui ani. Și mulți alții mergeau și aveau parte de mult folos de pe urma lui Panagulakis. Atât de mare era influența predicii sale, încât comandantul de unitate al garnizoanei militare din Calamata trimitea patrule în locurile de acces ale zonei unde se afla, undeva la marginea de nord-est a orășelului, ca să împiedice pe soldați să se apropie de el. Că soldații care ajungeau la el și ascultau predica, după ce ajungeau la unitate, refuzau miercurea și vinerea mâncărurile care nu erau de post și rămâneau complet flămânzi. Pentru el avea o mare însemnătate postul, priveghierea, Acestea sunt cu precădere trăsăturile definitorii ale nevoitorilor. Pentru el însă, în chip deosebit, cea mai mare însemnătate o avea Hristos. Odată, părintele El mi-a povestit două întâmplări care arată că omul acesta avea har de la Dumnezeu și darul înainte vederii. Aș putea îndrăzni să spun că avea și harisma vindecărilor. Chilia sa avea acoperiș din stuf și din argilă și pentru ca să nu cadă bucăți de azbest și stuf, pusese niște hârtie albastră, din cea folosită la împachetatul cărăților. Știți voi, colile respective. Însă între hârtie și acoperișul din stuf se afla o distanță de 2-3 cm. Acolo intrase un bondar și băzăia chiar în clipa în care el se afla împreună cu tinerii, povățuindu-i. Cum aceștia începuse să și să se tachineze între ei, la auzul băzăitului, Panagulachis, dându-și seama, și-a îndreptat privirea în sus, a ridicat mâna și a spus, Să te certe pe tine, domnul diavole!" Și într-o clipă, insecta încetăm. La tinerețe, povestește părintele Ioil cea de-a doua întâmplare, a suferit de bradilexie. Nu vă imaginați în ce chip. Cel ce-l asculta, Trecea printr-un martiriu până rostea părintele Ioil un cuvânt. O formă de bradilexie înfricoșătoare, care, spre sfârșitul vieții, abia dacă îi se mai distingea. În anii de școală, suferea cumplit de această formă de boală insuportabilă, după cum îmi spuneau el și foștii lui colegi. Odată, pe când voia să spună ceva și nu reușea, încerca în continuu sărmanul și... și... nu izbutea se apropie de el, îl mângâie pe crește și îi spune, Ascultă copilul meu, bradilexia o să streacă, o să te lase, nu cu totul, dar cum o să streacă, o să te faci numai decât propovăduitor al Evangheliei. Avea în jur de 15-16 ani și multe altele asemenea. A, încă o întâmplare, Înainte de a se hotărâ să rămână definitiv în peștera aceea, a mers să-i caute pe toți cei pe care i-a nedreptățit, bătut, vătămat, într-un fel sau altul, și să le ceară iertare. În închisorile din Navplio se afla un comandant sub grea o sândă, nu știu din ce motiv, o fi făcut vreo crimă. Pe acesta încercase oarecând Panagulakis să-l înjunghie. Și Panagulakis a fost judecat atunci și condamnat, dar pentru scurt timp, pentru că de vină fusese celălalt. S-a dus la directorul închisorii și l-a rugat să îl aducă pe acel condamnat ca să-l vadă. Când a auzit acela că Panagulakis vrea să-l vadă, a refuzat să vină. Amin, își zise, a venit să mă omoare. Directorul a încercat să-l convingă că nu a venit cu asemenea intenții. În cele din urmă, s-a lăsat în duplecat, acceptând să fie dus la vorbitorul închisorii. Panagulaki căzu la picioarele lui și i făcu o metanie până la pământ. Îi sărută picioarele și îi spusese, Să mă iers pentru ce ți-am făcut. M-am hotărât să-mi schimb viața. Îți doresc și ție să-mi urmezi pilda." S-a întors și le-a cerut tuturor iertare. A dus o viață de cuvios. Dormea trei ore pe noapte, niciodată în pat. În peștera care comunica cu o chiliuță avea un scăunel și o măsuță pe care își întindea mâinile ca să-și poată pune capul și dormea așezat așa cam trei ore din 24. Niciodată nu s-a întins nici măcar pe o scândură, ci totdeauna așezat pe scaun. Mânca doar după apusul soarelui, iar unde lemn numai sâmbăta și duminica de-a lungul întregului an. Carne și pește niciodată. Numai spre finalul vieții, când căpătase o tuberculoză galopantă din cauza ascizei foarte aspre, la stăruințele foarte mari ale fiilor săi duhovnicești, mânca puțină supă de carne. Nu a fost o încălcare de la sine apostului, ci, suferind mult de pe urma bolii, n-a mai putut să-l ducă mai departe. Și undeva între 1921 și 1922, nu mi-amintesc bine, a plecat din lumea aceasta după o viață cuvioasă, fiind călăuză multora pe drumul cel bun, V-am spus că printre primele sale roade au fost părintele Ioil Gianacopulos, Filoteia, egumena mănăstirii Sfânta Filofteia din Calamata, părintele Hrisostom, papa Sarantopulos, care s-a dus în Uganda. Cu toții au trecut pe acolo, pe la Panagulakis. Părintele Arsenie Teriakis, ieromonah din Calamata, atâția și atâția ani de lucrare arhirească și de propovăduire nu reușesc să dea doi-trei lucrători ai Evangheliei. Și câți arhierei și predicatori nu sunt. Iar acest om, ignorant, agramat, a dat foarte mulți lucrători ai Evangheliei. Și a făcut cetățenia Raiului foarte multe suflete cu o viață cuvioasă.